Ai putea să trăiești singur, în mijlocul pădurii, să nu ai vecini, să faci 2 ore de potecă pentru pâine, să-ți trimiți copiii la școală singur, pe altă potecă? Ei pot, sunt izolați în România. I-am cunoscut timp de un an întreg. În fiecare lună anului am urcat câte un munte pentru a întâlni pe ei. Acolo unde mă așteptam să găsesc doar pădure, am găsit oameni. Iar acolo unde mă așteptam să găsesc doar oameni, am găsit mult mai mult. Ai curaj? Îți asumi să te întorci la tine? Să ai trăiri precum la pustie? Începi să te aduni? Eu te aștept din 17 aprilie pe TVR1.